Telormânenii care se internează în Spitalul Județean de Urgență din Alexandria nu vor mai fi nevoiți să se ducă în mediul privat pentru a face computer tomograf și rezoluția magnetică nucleară. De astăzi, cele două aparate au fost puse în funcțiune. Avem două puncte importante astăzi. Unul dintre ele se referă la semnarea contractului de finanțare pentru dotarea ambulatorului integrat la Spitalul Județean Alexandria. Domnul ministru secretar de stat a venit astăzi ca să semnăm acest contract. Vreau să îi mulțumesc în mod deosebit pentru că s-a implicat în acest proiect și ne-a sprijinit. Pe de altă parte, o să mergem să vedem și computerul tomograf și RMN-ul. Un proiect al nostru mai vechi a fost finalizat cu sprijinul Guvernului României. Vreau să vă spun că de CT și RMN a beneficiat fiecare spital județean din România prin programul Guvernului României. Ca atare le putem vizita după ce vom semna contractul de finanțare. La mapă aveți fiecare dintre dumneavoastră o prezentare a tuturor proiectelor pe care noi le avem aici la Spitalul Județean Alexandria și mă refer în afară de proiectul pe care astăzi îl semnăm, mă refer la extinderea și dotarea unității de primiri urgențe, un proiect care se află acum în licitație publică. De asemenea, avem corpul nou la Spitalul Județean, un proiect important care se derulează prin Compania Națională de Investiții. Sunt proiecte începute de altfel de domnul ministru secretar de stat în calitatea de președinte de Consiliul Județean, pe care eu le-am continuat și iată, astăzi ne regăsim în situația în care împreună semnăm contractul de finanțare pentru dotarea ambulatoriu și probabil o să mai semnăm și alte contracte în perioada următoare. Prin punerea în funcțiune a celor două aparate se poate vorbi acum de un centru de imagistică la unitatea spitalicească, iar telormânenii nu vor mai fi obligați să meargă în altă parte. Un lucru important pentru un domeniu important, cel al sănătății, un contract în urma căruia ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alexandria va fi dotat cu aparatură și echipamente performante de ultimă generație. Proiect care odată implementat nu va face altceva decât să crească pe de o parte ponderea afecțiunilor rezolvate prin sau în cadrul ambulatorului de specialitate, iar pe de altă parte cred că vom beneficia odată cu implementarea acestui proiect și de o scădere a poverii prin spitalizarea continuă. Este un proiect în urma căruia medicii pot să-și desfășoare activitatea în condiții mai bune, au posibilitatea, odată cu dotarea ambulatorului, să pună un diagnostic rapid și corect. Pacienții care vor avea nevoie de îngrijiri medicale sunt convins că vor beneficia, odată cu implementarea acestui proiect, de servicii medicale de cea mai bună calitate. Așa cum spunea și domnul președinte, un proiect care se adaugă altor proiecte. Într-adevăr, acum câteva luni de zile s-a semnat acel contract și pentru dotarea și extinderea unității de primiri urgențe. Avem astăzi în implementare, prin Compania Națională de Investiții, se lucrează deja la serviciile de proiectare pentru realizarea unui corp nou. Este o investiție care va veni în completarea investiției derulate prin POR, prima etapă 2007-2013, atunci când cele două corpuri ale Spitalului Județean au fost reabilitate și modernizate, pe de o parte, pe de altă parte s-a dotat spitalul la acel moment atât cu echipamente medicale cât și nemedicale. Venim cu această investiție. Ne dorim ca Spitalul Județean de Urgență Alexandria să devină una dintre cele mai moderne unități spitalicești din această țară. Odată cu implementarea acestor proiecte, dar mai ales a proiectului prin care se va construi un alt corp, vom avea posibilitatea ca toate spațiile medicale să fie organizate astfel încât activitatea medicală în cadrul Spitalului Județean să fie una de calitate. Sunt proiecte care au pus și care vor pune în prim plan pacientul, pe de o parte, dar pe de altă parte și condițiile
în care personalul medical, medicii își vor putea desfășura activitatea. Vreau să mulțumesc colegilor din aparatul de specialitate al domnului președinte al Consiliului Județean pentru colaborarea pe care au avut-o cu colegii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. O colaborare bună, o colaborare constructivă, o colaborare în urma căreia semnăm și vom semna și alte contracte. Sigur, și domnului primar, pentru că a pus umărul la obținerea tuturor documentelor necesare implementării acestor proiecte, și domnului manager Dobre pentru implicarea în realizarea acestor proiecte, și nu în ultimul rând, mulțumiri speciale personalului medical, medicilor, pentru munca deosebită pe care o prestează în slujba cetățenilor acestui județ. RMN-ul și CT-ul sunt două echipamente extrem de importante, pentru că prin achiziționarea acestora putem vorbi de un centru de imagistică la nivelul Spitalului Județean, un centru de imagistică care va permite cetățenilor să se adreseze Spitalul Județean, să beneficieze de cele două echipamente și să nu mai fie nevoiți să meargă la spitalele din București sau din județele învecinate care aveau aceste echipamente. Potrivit cadrelor medicale din spital, cele două aparate sunt de ultimă generație, utile pentru un diagnostic cât mai corect. Aparatele sunt noi, avem un aparat RM de 1.5 Tesla, de ultimă generație, și un aparat computer tomograf de 16 slice-uri. Cu aparatul RM deocamdată încă am început să lucrăm pentru pacienții internați. De asta subliniez, pentru pacienții internați, pentru că de investigațiile imagistice în cadrul Spitalului Județean o să beneficieze pacienții internați. Sunt aparate de ultimă generație, atât CT-ul cât și RM-ul. CT-ul urmează să intre imediat în funcțiune, pentru că avem o ultimă autorizație de obținut, care probabil o să se obțină destul de repede, pentru că suntem în ultima fază a demersului de obținere. În rest, așteptăm să începem să lucrăm și ne bucurăm că avem aparate noi și le putem folosi. Unii dintre noi au lucrat, eu lucrez de 10 ani CTRM, deci pentru mine e o bucurie că pot să lucrez și în spital partea asta de imagistică pentru pacient. Pe lângă punerea în funcțiune a aparatelor, a fost semnat și contractul prin care se va realiza proiectul dotare ambulatoriu integrat al Spitalului Județean Alexandria. Am venit cu contractul deja semnat, cu rugămintea de a semna și dumneavoastră, astfel încât de mâine să vă puteți apuca de procedurile de licitație. Vă rog. Pentru că nu există un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, de RMN și CT vor beneficia doar cei care vor fi internați în spital.